Eclesiastul 3. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea lui. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndelenicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce înapoi iarăși ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, că cel a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai pentru oameni, ca să încerce Dumnezeu și ei însă să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. Căci soarta omului și a dobitocului este aceeași, aceea soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare. Și omul nu trece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc. Toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui, căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el? Amin.